Postul Sfinților Petru și Pavel nu are o durată fixă. Începutul acestuia depinde de data la care este sărbătorit Paștele, care la fel diferă de la an la an. Astfel, anul acesta, credincioșii au doar 5 zile de post. Puneți post în perioada aceasta? Bineînțeles. E un post greu? Nu. Mai scurt ca de... Deci un post nu e greu. Anul acesta e și mai scurt, nu? Asta e 4-5 zile. Cu ce se poate ține post în perioada asta? Cu zarzavaturi, cu fructe. Da. Cum e postul ăsta? E mic. Mai scurt ca de obicei. E ușor, sigur că dacă e o săptămână, două, ce e mare lucru. Mai puțin de... Da, mai puțin de două săptămâni. Mai puțin. Ha, e bine. Ce puteți să gătiți în perioada asta de post? Ce pot? Fasolică, cartofiori, pire, far, de toate. Fiți pe piață tot. Este de toate, bani să fie. Mai scurt? E mai scurt, dar eu am ținut și pe ăla mai lungul, că Dumnezeu m-a ajutat, dar m-am făcut bine, că am fost paralizat. Ce puteți să gătiți în perioada asta de post? Salate. E mai bune decât toate. Salatele te menține. Carnea, ai tot timpul, tot anul să mănânci. Chiar dacă este mai scurt, unii dintre credincioși nu reușesc să-l țină, spun ei, din cauza bolilor de care suferă. Eu nu țin, că am diabet și nu pot. Dar știți că e mai scurt anul ăsta? Știu că e mai scurt, că am văzut dimineața pe calendar. Da. Se ține ușor dacă se ține? Da, mai mult de o zi nu pot să țin. Este post, într-adevăr, nu pot să țin că sunt bolnavă de diabet. Și sunt... legată de... dar de obicei țineam post. Dar știți că e mai scurt... E cel mai scurt post, că nu e de... Anul ăsta și mai scurt. Mai de adică sâmbătă, da, se... da, da. Se ține ușor? Ce ține? Că mai ales acum că e destul de mâncat. E legumele care le mâncăm. E mai rău iarna. Eu nu prea țin post, fiindcă sunt operat pe cord. Și am și un pic de diabet. Ăla trebuie să mănânci ca să iei medicament. Și am și o vârstă. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți sâmbătă 29 iunie.